Una sunt Mia. Această hatice a făcut o întreagă telenovelă cu multe episoade în casa Mireasa. Chiar și la capricii s-a purtat foarte urât, negând ceva ce era evident. Băieții și-au dat seama primii, chiar Mihai a fost printre primii, toți de fapt, și-au dat seama ce fel de om e. Chiar și Alex a spus, dacă vă amintiți, că e o fată care o vezi prin baruri, ea normal că s-a supărat, dar el, așa cum e, dar a mirosit vorba lui adevărul și a dat seama foarte bine ce fel de om e și Mihai și toți băieții. Cred că n-ar mai face nimeni, absolut nimeni, cuplu cu ea. Stă degeaba în casa Mireasa, nicio șansă n-are. Am mai citit pe rețele de socializare că cineva spunea, o femeie parcă, are o șansă cu Mihai. Nu. Mihai a spus dinainte, dacă nu există acest, la început, acest click, această atragere, prima vedere numai. Deci, chiar a prezentat acolo la Capricci, a prezentat o poză cu un actor de filme pentru adulți. Eu nu mă uit la așa ceva, nu m-am uitat niciodată, bineînțeles, și n-am de gând să mă uit vreodată, dar ci că e foarte cunoscut, Rocco Siffredi. Citesc pentru că n-am auzit de el și eu sunt cinefilă, dar sunt cinefilă la filme de calitate, la filme artistice, nu sunt cinefilă la acest gen de filme, nu mă uit, nu mă interesează, mie mi se pare o degradare a oamenilor, a femeilor acestora care fac așa ceva. Mie așa mi se pare o degradare. O imensă lipsă de respect față de tine. Faci așa ceva, n-ai respect. Știu că se plătește bine, așa am auzit, adică nu că știu, dar nu contează doar banii când e vorba de asta. Acest lucru, Hatice nu-l înțelege. Banii, ha, teroare cu ea. Deci, ea râdea, ea lua totul ca o glumă, deci eu am înțeles că, cu toate că a negat, prin râsul ăla al ei și expresia feței, am înțeles că așa este, că e adevărat. Tot ce s-a spus e adevărat. Chiar dacă acest bilet n-a fost scris de un fost de-al ei și a fost scris de fosta iubită a proxenetului, cineva, nu contează cine a scris, cineva cunoaște trecutul ei. Cunoaște și a venit cu argumente. Chiar dacă n-a dat nume, ea făcea că e nul dacă nu dă nume, până nu poate să dea nume oricare, să se expună. Și am văzut că și fetele au comentat. Cine nu comentează despre asta? Toată lumea. Ea a negat, cum a spus în bilețel, că pretinde sume pentru anumite servicii, că n-a făcut niciodată, nu cred. Te învârți în acest anturaj, cum a avut iubit și albanez, am înțeles. Și albanezii sunt implicați în aceste meserii, să-i spunem, ocupații, nu știu. N-am cunoscut oameni din ăștia. Aici, pe insula Rodos, sunt albanezi, cunosc câteva femei, dar sunt foarte de treabă familiști. Nu aș sta de vorbă dacă n-ar fi așa. N-aș sta de vorbă cu oamenii de foarte joasă speță. Ca așa se numesc cei care exploatează alt om, că asta e exploatare. Faci bani bătându-ți joc de altă persoană, că e femeie, nu contează. Nu contează. Mai ales că sunt tinerele care nu au minte și nu știu ce fac. Să vorbim puțin despre Alex Suțu. Deocamdată a scăpat de eliminare, e foarte fericit. Și a fost invitat să comenteze cunoașterea cu ghilimele de rigoare, cu Irina. El spunea că dacă ar fi vrut, ar fi avut-o, nu cred. Nu. A înțeles și femeia aceea psiholog, a înțeles și Gabriela, a înțeles toată lumea, în afară de el. El nu e conștient, nu e conștient că nu-l place nicio fată, nu e conștient. Nu. Irina a explicat de ce atunci a zis că vrea pe el, că-l vrea. Și a spus și Gabriela, dar Alex o ține pe lui. El n-a vrut, dar atunci ce a venit. Și
chiar mi-a plăcut apărarea lui. Plus că a zis că e deștept și că e frumușel. I-a explicat femeia aceea, psiholog, nu știu cum o cheamă, nu mai rețin numele, că doar un om cu stimă foarte scăzută de sine zice așa ceva. Dacă tu ești frumușel și deștept, dar nu trebuie să o spui cu gura mare, asta se vede. Se vede. Merg pe stradă, văd care femeie frumoasă, care nu o văd. Nu trebuie să vină ea să-mi spună mie, eu sunt frumoasă. Sau, când stai de vorbă cu cineva, îți dai seama în 5 minute, poate și mai repede, de un om dacă e deștept sau nu. Nu trebuie să vină și să-mi zică, eu sunt deștept, știu teoria relativității sau mai știu ce. Asta se vede. Din discuție îți dai seama dacă e deștept sau nu, trebuie să spună. Că el e din ce în ce mai deștept. Bine, experiența adunată, asta nu pot să neg, are experiență. Plus că a avut acest trecut, adică ce a avut în trecutul lui cu femeile mai în vârstă, cu toate că nu mi-a plăcut ce a vorbit despre femeia aceea măritată, nu mi-a plăcut. Un om deștept nu face asta. Și nici un bărbat adevărat de unde e el. Bărbat de unde adevărat. Nici un încealtă. Așa e cu Alexuțu, eu așa prefer să-i zic, pentru că dacă ați observat în fiecare sezon, există câte un Alexuțu. Alexuțu din sezonul 6... mi-a plăcut. N-are el cine știe ce voce, dar perseverează și e un băiat cu minte, își vede de familie, nu se bagă nimic. Chiar apreciez. Și acest Alexuțu din sezonul 7 e foarte plin de el, nu înțeleg de ce. Așa se vede el, cel mai frumos băiat. El ar fi crezut că o să fie doar pe primul loc în top. Că de asta nu suportă pe Andrei din cauza topului. Toată lumea asta cu el, din cauza topului, fac o paranteză, nici eu nu înțeleg de ce e în top. De ce nu e în top a treia oară când nu văd nicio calitate la el în afară de victimizare. Boceală, plânge ca o babă. Și nesiguranță, instabil emoțional. Andrei, dar poate să se schimbe dacă vrea. Să vedem cum merge relația lui cu Simona în continuare, pentru că au început o cunoaștere. Dacă Simonei îi place genul acesta de oameni slabi, îi doresc succes. Îi doresc chiar să căsătorească și îi doresc chiar să câștige locul întâi, să câștige emisiunea, să ia banii. Chiar îi doresc asta, fac o familie cu el. Pentru că el a trecut prin o experiență urâtă cu Irina. Dacă ar avea încă una urâtă cu Simona, chiar că ar claca. Acest stil om slab, unii zic sensibil, dar eu nu înțeleg sensibilitatea la bărbați. Nu înțeleg. Bărbatul nu trebuie să fie sensibil. Aia sunt femeile. Și nici femeile toate. Eu dacă eram sensibil, aș fi murit de mult, să știți. Bărbatul trebuie să fie dur, să poată să țină o familie. Cam asta am avut să vă spun. Vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul, să dați like, să dați share. La revedere!